ziua! Încercăm pe ultima sută a anului 2019 să mai transferăm un jucător 2 cu premisa că, dacă Doamne ferește, avem suspendat sau nu vreau să mă gândesc la accidentați, ar fi bine să ne securizăm 2-3 posturi. Cu această ocazie am reușit să batem palma, să sperăm că, el fiind un jucător cu experiență la 29 de ani, tot ce a acumulat mai bine și în experiența lui să ne poate ajuta în meciurile grele care vor veni. Voi vedeți că nu mai poți să zici că ai meci ușor sau greu. Meciurile sunt cum intri pe teren, cum ți-l faci. Mai bine zis pe românește, 11 contra 11, ești bărbat, pui osul, dar atitudinea s-ar părea că are un rol primordial în campionatul românesc. Să sperăm că echipa va înțelege că la fotbal începe o etapă, trebuie să o continui, sunt urcușuri și coborâșuri, această perioadă care n-a fost prea bună trebuie să ne îngrijoreze. Având jucători cu mare experiență, trebuie să le dăm și lor crezare, pentru că e foarte greu să ai o pantă doar ascendentă. Un staff, un medic sportiv, oricine în lume îți explică că valoarea staffului și a medicului sau a medicinii sportive este când pus ca perioada de coborâre să fie cât mai scurtă. Noi sperăm că am trecut de acea perioadă și să putem cu toate forțele, nu avem ce să ne mai uităm în urmă, am făcut lucruri bune și foarte bune, sperăm cu această ocazie să demonstrăm că ne merităm locul aici unde suntem și uitându-ne în clasament, eram la 5-6 puncte de urmăritoare, au venit foarte aproape de noi. Trebuie să fim foarte atenți, orice pas greșit ne poate duce undeva pe locul 6-7. Hai să zicem, bine ai venit la media și să sperăm că o să facem treabă împreună. I'm very happy to come to Gazmetan. Sunt foarte fericit că am ajuns la Gazmetan. Am auzit lucruri bune despre club și despre fotbalul din România. Am venit la o echipă bună care este pe locul 4 în clasament și poate ajunge mai sus. Cred că pot ajuta echipa. Am experiență la nivel de primă ligă în țările scandinave. Am 29 de ani și sunt foarte motivat să dau totul la Gazmetan. Cred că fotbalul din România este similar cu cel din Danemarca. M-am antrenat cu echipa, am văzut câteva meciuri și cred că partea de pregătire tactică este asemănătoare cu cea cu care sunt eu obișnuit. Din acest motiv consider că mă voi adapta foarte repede. Vreau să ajut echipa și, ca orice jucător, îmi doresc să primesc cât mai multe minute posibil. Îmi cunosc rolul, știu că am venit mai târziu, trebuie să muncesc pentru a prinde un loc de titular, să-l conving pe antrenor și pe colegi că se pot baza pe mine și să primesc astfel cât mai multe minute posibil, iar clubul să fie mulțumit de evoluția mea. Sunt pregătit din punct de vedere fizic, sunt aici de aproape 2 săptămâni, m-am antrenat și pot evolua atunci când antrenorul va decide asta. Yes, I'm fit and I'm ready and I've been training with the team here for almost 2 weeks and I'm in good physical condition, so I'm ready to play whenever the coach decides.